Salutare tuturor, sunt Sidonis, iar astăzi facem un nou clip de GTA 5 în care încercăm să câștigăm o cursă, dar înainte de toate nu uitați să dați și voi un like, un share, un subscribe, să scrieți în comentarii pe ce loc credeți că o să terminăm. Uite, așa ne-a găsit și cursa și hai să vedem noi acum... Dar de ce alții au alte mașini și noi avem astea? Nu e corect. Mamă, uite ăștia ce mașini rapide au. Ce, puteai să joci doar cu muscle car-ul de-astea, cu Mustang-uri de-astea? Ăștia au Mustang-ul mai nou și noi avem pe la vechi. Bă, hai să vedem dacă reușim să-i batem și așa. Mamă, dar oricum pe curbe mașina asta, nu prea stă. Eu am încercat acolo să schimb mașina, dar nu m-a lăsat. Așa că, bă, dar vezi că... A, și e fără... Adică nu mă pot împinge eu cu cineva. Dar... Nu mă pot împinge, dar treaba e că nici aerodinamică nu pot să fac de pe urma lor. Da, ăștia au mașina mult mai rapidă, frate. Dar eu sunt șofer mai bun, stați să vedeți că o să-i batem. Mă duc eu tare pe aici, suntem pe locul 3 din 7. Ceea ce mă miră, având în vedere că avem mașina mult mai slabă decât ei. Hai că sunt pe 2. Ăla de pe 1 se cam duce, uite, ăsta mă ajunge lejer din urmă dacă nu sunt curbe. Și aici nu e aerodinamică de aia, că dacă luam era ok. Uite, așa, hai că pe curbe am văzut că îl fac eu pe el. Dar ajunge și băiatul ăsta din urmă, văd că. Așa. Se face cu lepuri. Hai să... am crezut că m-ajunge ăla cu mașină ca a mea prins așa viteză, dar... Nu, ok. Ok, suntem pe poziția 2 din 6? Cineva n-a luat un checkpoint sau ceva. Cred că ăsta din fața mea n-a luat un checkpoint și poate nu și-a dat seama. Nu știu, dar... Da, mă, eu sunt pe 2. Ușor, bun. Și am plecat. Hai să vedem. Mă duc. Băi, ești nebun. What? Suntem pe 1? Eu nu înțeleg cum reușesc să ajung pe pozițiile astea. Având în vedere că 1 e mult în fața mea. Cel puțin așa era. Hai că o dau eu așa. Băi, ești nebun acasă. Dacă terminăm pe 1, nu vine să cred. Văd că să iar mă ajunge din urmă. Să vedem dacă o să trecem pe 2 acum sau nu. Așa, am dat curba. O luăm și pe aici. Mai terminăm un lap. Asta stă aici, FK. Eu mă duc puternic. Așa. Mamă, de-aia iar mă ajunge asta din urmă. Hai că am ținut-o bine în drift. Nu te apropia, bă. Poate îmi dă și mie un personal best ceva. Iau toate checkpoint-urile. Ui, îl ajung pe ăsta din urmă. Na, și ăsta pe mine. Stau încă pe 1. Nu mai stau pe 1. Ba da. Hai. Trec rapid. E nasol că ăsta are viteză mai mare ca mine, că pe curbe văd că nu prea se descurcă, dar pe viteză mă întrece. Și pe viteză nu prea am ce să-i fac, na. Uite, pe drum drept, uite cum se duce. Față de mașina mea și uite, frate, câte bățită e mașina lui. Dacă aici mai tăiem un pic din curbă. Da, fix ăștia, mă, mașinile astea foarte bune. Doar ăștia mă ajung. În rest... Hai că unul s-a dus pe lângă. Aici dacă face asta o greșeală acum. Dar nu face. Nu. M-am terminat pe 2. Bă, tot e ok. E locul 2. Având în vedere că am avut mașină de asta proastă. Și ăla cu mașină de aia bună a terminat pe locul 3. Nu vine să cred. Haideți să vedem și următoarea cursă. Bun, ne-a găsit și următoarea cursă. Văd că era pusă la categoria de off-road. Așa că... Bug-ul ăsta momentan este cel mai rapid.
Mi-aș lua totuși parcă o motocicletă. Nu-mi dau seama care e diferența între cele două. Asta nu e foarte rapid. Nu, no, cred că o să-mi iau o motocicletă. O iau pe asta. Și dăm și noi aici continuă. Ready. Și hai să vedem cum este cursa. Sperăm să fie o cursă faină. Și suntem, cred că, vreo 4 player, 4 sau 5 playeri. Bă, ultimul? Ia, auzi ce și-au luat ăștia. Toți și-au luat motoare? Bă, unul și-au luat ăla de 6 roți. Bun. Și ne-am dus. Dăm un wheelie. Uite, stau și în spatele ăsta face slipstream de ăsta. Mamă. Nu, bun. Hai că am luat. Bă, ăsta sare cu mașina peste noi. Bă, e interesantă că o să-mi place. Așa. Îi dăm pe aici. Mă pun eu să merg puțin mai repede. Suntem pe locul 3 din 4, da, văd că sunt 4 playeri. După cum ziceam și eu, am intrat pe locul 1, dar văd că m-a depășit ăsta acum. Hai. Bun, mă. Noroc de trafic. Hai că am intrat pe 1. Țin și eu să merg pe față, văd că și ăsta aerodinamică din spatele meu. Trebuie să-i dau un wheelie. Bă, am greșit drumul. Perfect. Oare cât de lungă e cursa? Nu e foarte lungă. Văd că sunt 37 de checkpoint-uri. Și este un singur lap. Bun. O luăm și noi pe aici. Hai că am luat slipstream de asta. L-am depășit. Acum o să ia el de la mine din nou. Sunt și eu aici pe ăsta, poate merge mai repede. Hai că avem și sărituri, avem mai multe lucruri. Hai, dă și mie un slipstream. Asta zic. Cred că stau în spatele lui până mă tot apropii de el. Că aș vrea să-l depășesc când suntem mai aproape de final. Ca nu cumva el să ajungă din nou să mă depășească. Mamă, are lag. Bun, ajunge ăsta din urmă. Așa. Și l-am depășit. Și ia să văd dacă mi iese schema. Mai sunt două checkpoint-uri. Nu mă depășește el pe mine fix acum. Nu cred. Nu, am terminat pe 3. M-a depășit acum la final. Bă. Terminat pe 3. Ăla cu mașina cred că e departe. Am făcut bine că nu am luat mașină. Ia să vedem. Ne-a dat 2800 doar. Ne-a dat cursa, a fost scurtă. Așa și... Uite ăsta câștigam cu punga în cap. Vreau să văd ce timp a scos ăla cu mașina. A ieșit de tot ăla. Da, sper că v-a plăcut clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi un like, un share, un subscribe și să scrieți în comentarii ce părere aveți de aceste curse. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!